Cele trei jurnaliste prezente la conferința de presă a Spitalului de Urgență Roman, prima din acest an, organizată luni 7 martie, au primit din partea directorului economic al Spitalului de Urgență din Roman câte un buchet de la Lele, drept mulțumire pentru obiectivitatea cu care au abordat problemele unității sanitare romașcane. Deosebită pentru doamne, o să le spunem colegilor, din colaboratorilor din presa scrisă, vorbită, mulți ani, o primăvară frumoasă, doamnelor, și multă sănătate. Mulțumesc! Să fiți sănătoasă! Mulțumesc! Flor pentru flor! Da, o să vă iau. Aș vrea să vă felicit cu dumneavoastră să nu rămână o abordare diferențiată. O primăvară frumoasă! Că mai e! Un gest asemănător l-a făcut conducerea spitalului și pentru salariatele de sex feminin ale spitalului, care, în plus, au fost invitate și la o petrecere organizată în cinstea lor.